În cadrul exponatului lunii februarie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, pe lângă tabloul Horea la Viena, realizat în anul 1960 de Avram Mențel, au mai fost expuse și busturile martirilor Horea Croșca și Crișan, creații ale artistului bucureștean Ion Vlasiu. Pentru luna februarie 2015 am pregătit în cadrul exponatului lunii o mini-expoziție cu două exponate. Pe de o parte, un ansamblu de busturi din bronz, aparținându-i lui Ion Vlasiu, busturi dedicate liderilor răscoale din 1784, Horea Cloșca și Crișan. Aceste busturi au intrat în colecțiile muzeului nostru la sfârșitul anilor 50 și sunt opera acestui sculptor, care a fost și scriitor și pictor, foarte apreciat de la noi, un artist mureșan. Pe de altă parte, piesa centrală a mini-expoziției o constituie tabloul lui Avram Mențel, un pictor din județul Alba, născut la Teiuș, un colaborator și apropiat al muzeului, care activa multă vreme în Alba Iulia, un tablou cu tematică istorică, această tematică era o parte importantă din opera pictorului. Tabloul se intitulează Horea la Viena. Face referire la una din cele patru vizite întreprinse de Horea la împărat. Nu putem identifica exact a câta, probabil una din primele trei, pentru că sursele istorice ne arată cumva că cea de-a patra s-a înfățișat singur în fața împăratului. Vizita lui Horea la împăratul Franz Joseph al II-lea este o lucrare reprezentativă pentru stilul baroc. Pictorul reușește cu deosebit talent să surprindă mai multe elemente, încordarea țăranilor, îngândurarea împăratului, într-un colorit destul de viu, optimist, specific, să zicem, perioadei baroce. Avram Mențel s-a născut în 7 iulie 1924 în localitatea Teiuș, a decedat în 2010. În prezent în colecțiile muzeului din Alba Iulia există aproximativ 8 tablouri semnate de acest artist plastic.